Data de 1 decembrie anului 1918 semnifică în primul rând crearea României Mari. Unirea provinciilor românești a fost o consecință a războiului, însă forța armelor nu a fost factorul dominant, existând o reală dorință de unire cu statul român a majorității populației din Basarabia, Bucovina, Transilvania și Banat. Ce semnificație are această zi pentru cetățenii din Glodeni, aflați în interviurile următoare. 1 decembrie este Ziua Națională a României, adoptată prin lege după înlăturarea regimului comunist. Din punct de vedere istoric, la 1 decembrie 1918, adunarea națională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegați și sprijinită de peste 100.000 de români veniți din toate colțurile Ardealului și Banatului, a adoptat o rezoluție prin care s-a consfințit unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul și țara ungurească cu România. Ce semnificație are pentru dumneavoastră data de 1 decembrie? Unirea Principatelor României și noi trebuie să sărbătorim împreună cu dânsii sărbătoarea aceasta, că este una din cele mai mari sărbători a României și inclusiv și a noastră, fiindcă a fost în componența României. Cum credeți, cum ar trebui să fie sărbătorită această zi? Cred că ar fi normal să fie sărbătorită, mai că menționată cu ceva, fiindcă schimbarea aceasta care a avut loc la guvernare, până când încă nu s-au încadrat, cred eu, în tot ce avem numai scump. Ai, nu știu, mă scuzați, nu știu. Ce semnifică pentru tine ziua de 1 decembrie? Semnifică asta o începere de iarnă, nu știu. De ziua Unirii? Prima zi de iarnă. Știu că este sărbătoarea națională a românilor. De pretutindeni, inclusiv și cei din Moldova. Cum credeți, cum ar trebui să fie sărbătorită această zi? Eu cred că ar trebui să fie sărbătorită în mod național. De ce am rest ziua națională a României? Și cum crezi, cum ar trebui să fie sărbătorită această zi? La noi, Moldova? Nu știu. Sunt și pentru ziua aceasta. Am o părere pozitivă și cred că se rezolvă încetişor. Nu este unica părere a mea, cred că mai sunt păreri, eu cred așa. Cum poate fi sărbătorită această zi în Republica Moldova? Eu nu știu, cred că se vorbește și se sărbătorește, cred că la nivel de capitală, nu știu, la nivel de raion, nu știu, nu se observă nimic. Prezintă pentru dumneavoastră data de 1 decembrie. Oi, dar nici nu pot să vă spun. O zi bună reprezintă. Ziua de 1 decembrie 1918 încununează deci lupta românilor transilvaneni pentru unitate națională și marchează momentul creierii României Mari, situându-se în continuarea precedentelor acțiuni unioniste ale românilor din Basarabia la 27 martie 1918 și a Bucovinei la 28 noiembrie 1918. Deana Zaporojan, Sergiu Muliar, știrile TV Prim.